Dragilor, bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Am deschis vlogul așa un picuț mai interesant dintr-un cadru din care nu l-am mai deschis până acum. Este luni dimineață la ora 9 și eu m-am spălat pe față, mi-a făcut skincare-ul și vreau să mă apuc să filmez clipul cu machiajele de pe Shein. Machiaje care mă așteaptă de 3 săptămâni. Am făcut un unboxing împreună cu voi într-un vlog în care vă arătam exact ce machiaje mi-am luat și vă menționam acum vreo 3 săptămâni că mi-au ajuns, doar că nu am apucat să filmez până în momentul de față pentru că am avut o grămadă de alte lucruri de făcut, cum ar fi alte clipuri pe care am avut să le filmez, de alte hauluri, pentru că voiam să pun haulurile înainte cu ce mi-am cumpărat de la reduceri și așa mai departe, pentru că acelea stocurile dispar când vine vorba de reduceri. În schimb, astea de pe Shein rămân tot acolo, așa că am zis să prioritizez haulurile. Și acum că am postat toate haulurile, mi-am eliberat dimineața de luni. Oricum trebuie să mă machiez pentru că astăzi am un material de filmat pentru About You. O să fie o campanie pe story, dar trebuia să mă urmăriți și trebuie, de fapt, în continuare să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să fiți la curent, pentru că este o campanie din aceea în care trebuie să trimiți un cod numărului de telefon de WhatsApp al celor de la About You și o să primești, trebuie de exemplu să scrii cuvântul FOMO, adică Fear of Missing Out, așa se numește campania, trebuie să scrii FOMO numărului de telefon menționat de mine în story-urile acelea și o să se dea coduri de reducere descrescător, adică primii o să primească 35%, următorii 34% și tot așa. Foarte interesantă campanie, doar că de asta nu vă menționez mai mult aici pentru că deja a trecut, din păcate, deci urmăriți-mă pe Instagram dacă vreți mai auziți de astfel de campanii. Bun, long story short, mă pun să mă machiez, este luni de dimineață, oricum trebuie să mă machiez astăzi, vă ziceam că am campanii, așa că, da, mă apuc să fac treaba asta. Sper să fie faine produsele de la Shein, sunt foarte încântată și eu, trebuie să mai îmi beau câteva guri de cafea. Să știți că în weekend nu am filmat pentru vlog, deoarece sâmbătă am fost cu treabă. Am lucrat până la 5:30 seara, că am avut campanie cu Julius Town, deci n-a fost neapărat o zi liberă și duminică ieri ne-am relaxat. Doar am mers până la Lidl, am mers până la McDonald's, am intrat și până la Sinsay să luăm această cană și am luat și ceva cuverturi noi pentru pat. Mi se pare că arată tare, tare bine. De la Sinsay sunt și le-am cumpărat cu 35 de lei bucata. Mi s-a părut un deal foarte bun, așa că am luat. Să vi le arăt eu un detaliu oricum în cazul în care îmi aminte să fac lucrul ăsta. Dar bine, nu vă mai țin nici pe voi. Mă pun să mă machiez și ne auzim când se mai întâmplă ceva interesant. Dacă vreți să mergeți, oricum o să mă vedeți machiată. Sper să-mi iasă un machiaj bun. Dacă vreți să mergeți să vedeți tot acest proces și tot acest review al machiajelor de pe Shein, o să vă las clipul în card și în bara cu descrieri. Spor la treabă mie și ne auzim imediat. Gata, dragilor, m-am machiat, am și filmat toate impresiile. Acum cam așa se prezintă podeaua sufrageriei mele. Am multe produse pe care trebuie să le pun la loc, dar nu mă plâng absolut deloc pentru că nu este nici măcar un sfert din tot lucrul pe care l-am de făcut când fac haul-uri din acelea try-on. M-am machiat, după cum vă ziceam, și mi se pare că a ieșit un make-up foarte alb. O să vedeți și în clip, mi se pare că am buctat-o începând de la baza de machiaj pe care am ales-o și mi se pare că tenul și baza fondului de ten nu mai arăta atât de bine și nu mai arată atât de bine. De ce să mint că e mult prea albă pentru tenul meu, dar mă rog, de asta am și încercat. Mă bucur că am luat totuși mostre de fond de ten și nu am luat fondul de ten full pentru că, da, se pot face erori de culoare, bineînțeles. Acum ce urmează să fac este să mă pun să filmez un picuț campania pe care o am cu cei de la About You și după aceea am terminat pe ziua de astăzi și pot să încep și eu la muncă. Să știți că este numai 10:30 în momentul de față, deci da, toate bune. Probabil undeva pe la 11 o să mă pun să lucrez și pe seară vreau să mergem la Fancurier pentru că, da, trebuie să-mi ridic coletele pe care nu am apucat să le ridic vineri pentru că și-a schimbat fancurierul programul și închide la ora 5. Ceau, dragilor! Am venit până la Zara să probez niște chestii de la noua colecție și
Încă mai aștept pentru un articol pe care trebuie să mi-l aducă din depozit, dar o să vă arăt în cabina de probă ce și cum o să probez. Sunt curioasă dacă îmi vin articolele astea sau dacă sunt drăguțe. Tare interesante, sunt oricum așa pe umeraș, acum să vedem cum vin și pe mine. Raportez deja din cabina de probă cu primul articol pe care l-am cerut din depozit, care este această bluză care mă încântă foarte, foarte mult. Este la prețul de 100 de lei și are interesanțenia asta, adică practic este un maieu și o bluză foarte interesantă, mi se pare combinația, mi se pare foarte eye-catching, parcă te uiți de două ori înainte să vezi ce are omul respectiv pe el. Foarte faină mi se pare, este un basic de care sigur o să mă împrind foarte, foarte mult în perioada următoare. Asta albă, din păcate, nu-mi place atât de mult pentru că este destul de transparentă. Eu am un sutien alb pe mine și se vede destul de mult și la spate și nu mi se pare că arată foarte bine, cel puțin nu arată la fel de bine ca și cea gri. Ea este super transparentă și albul ăsta din maieu trebuia să dublezi un picuț și să facă să nu mai fie transparentă pe partea asta din față, ceea ce la asta albă nu se întâmplă, din păcate, așa că nu o să o iau pe asta, o să o iau doar pe cea gri. Următorul articol este această bluză, care este o bluză destul de ciudată, adică pe umeraș mi se pare că arăta mult mai bine decât arată pe mine în momentul de față, nu știu dacă este combinația cu pantalonii ăștia care se șpesc de pijama, că efectiv am luat ce am prins pe mine, sau este bluza care nu-mi vine foarte bine, să știți că este tot mărimea M, dar am impresia că mi este un picuț mare, sinceră să fiu, mi-ar fi plăcut să vină puțin mai mulată, cel puțin pe partea taliei. Și iar ce nu-mi place la ea este gulerul ăsta, care am impresia că îmi scurtează foarte mult gâtul și mă face să par că nu am gât. Asta din cauza faptului că este un contrast foarte mare între chestiile astea două, între guler și bluza efectivă, și mi se pare că dacă ar fi fost poate puțin mai așa, măcar să nu fie atât de la baza gâtului acest contrast, ar fi arătat un picuț mai bine. Cum este în felul ăsta nu mă încântă în mod deosebit, așa că nu cred că o să integrez în garderoba mea, dar ea este tare, tare simpatică. Dacă aveți poate gâtul mai lung decât mine, poate s-ar putea să vă vină bine. Următorul articol pe care l-am luat pe mine este această bluză. Este o cămașă, de fapt, este o cămașă satin de un verde absolut super verde, pe care voi nu-l vedeți cum trebuie acum, pentru că duce camera asta un picuț spre albastru. Este un verde din acela crud, pădure, natural, așa, un verde. Dar nu știu dacă este neapărat stilul meu. Mi se pare că mă maturizează un picuț cam mult. Mi se pare că nu este neapărat... Nu voi testa pantaloni. Mi se pare că nu este neapărat stilul meu, cu toate că îmi place foarte mult culoarea asta. Poate dacă ar fi fost totuși într-o culoare mai deschisă. Am văzut că aveau și un fel de albastru deschis, așa, un fel de denim, care cred că s-ar potrivi foarte bine cu blugi în general. Oricum, eu vreau să port cămășile astea în combinații cu blugi, să le dress them down, să le îmbrac ca și cum să le fac puțin mai neelegante decât sunt ele în mod normal. Dar bineînțeles că merg purtate și cu un costum, n-am nicio bluză de genul care are tot să aibă chestiile astea așa la gât. Deci nu știu ce să zic, dar oricum culoarea asta nu cred că este neapărat pentru mine, că mi se pare foarte sobră și eu nu mă îmbrac neapărat atât de sobru și de elegant, dar am probat-o și pe asta, materialul este 10+. E foarte, foarte frumoasă și la fel și la croi, e super drăguță și să știți că eu pe mine am mărimea L. Avem și fusta, am luat și această fustă pe mine, care mi se pare foarte outside my comfort zone, dacă pot să zic așa, și nu-mi place deloc cu mine în combinație cu bluza asta, așa că nici nu o să judec foarte mult în combinație cu bluza, cred că o să mă și schimb în bluza aia gri, care mi-a plăcut mie mult de la început, ca să îmi pot face o părere obiectivă despre această fustă, care de altfel mi se pare că se așează foarte bine. Este genul acela de fustă parte peste parte, cum îmi plac mie și mi se pare, da, cu GG-uri, nu, vă rog, nu cu GG-uri, mi se pare că se așează foarte bine pe mine genul ăsta de fustă. Îmi place foarte mult și buzunarul ăsta de aici, mi se pare că o duce într-o zonă cargo, care arată foarte tineret și foarte bine, ce mă... nedumerește, dacă pot să zic așa un picuț, este faptul că e foarte, foarte tăiat, adică ea este parte peste parte, deci este o bucată de material pe care o leși practic în jurul taliei, dar cred că îmi este mie mică puțin, cu toate că nu prea pare, dar s-ar putea să-mi fie un picuț mică din cauza faptului că s-ar putea ca partea asta să trebuiască să vină mult mai aproape de asta la altă. Înțelegeți ce vreau să zic? O să iau oricum și un L la probă, pentru că i-a căzut și eticheta când am probat-o. Este mărimea M. Aceasta și da, este la prețul de 200 de lei, deci un picuț cam scumpă din punctul meu de vedere, dar dacă se așează bine, oricum asta o să cred că o să fie singura fustă midi de blugi pe care o să mi-o iau.
Pașul ăsta închis mi se pare drăguț și mi se pare ceva fresh, dar nu știu dacă este neapărat stilul meu 100%. Oricum, o să mai gândesc, o să iau și mărimea L la probă să vedem dacă se așează mai bine decât asta, care mi se pare că dacă un pic bate vântul am scos tot copanul pe afară. Vreau să iau și cu bluza asta gri, să văd dacă se așează totul cum trebuie, că poate din cauza acestei bluze nu-mi place fusta. Asta este și ultimul articol pe care l-am luat astăzi la probă, acest cardigan care din păcate nu se așează foarte bine aici în partea asta din față, dar asta este din cauza faptului că am un sutien pe mine, că aș purta bluza asta și acest cardigan de fapt și fără, dar mi se pare iar că e un pic cam prematur pentru cum mă îmbrac eu în mod normal și nu cred că m-aș atinge de el, dar materialul este unul foarte plăcut, este într-un roz pudrat, extraordinar de fetițistic și de drăguț, are o nuanță tare faină, un material foarte, foarte plăcut. Din păcate nu este pe stilul meu, așa că nu o să-l integrez, n-am cum de fapt să-l integrez în garderoba mea, poate dacă își pune o centură în talie. Oricum, cred că încet încet o să revină acest peplum, că așa se numește chestia asta, o să revină acest peplum încet încet. Suntem doar la începutul perioadei de peplum, sigur o să se găsească poate la primăvară, vară, mai multe articole din astea în magazine, așa că mai aștept un picuț pentru acest trend, pentru că în momentul de față ăsta este singurul articol cu peplum pe care l-am găsit și nu mă dă pe spate, așa că nu o să-l iau. Mă duc să iau, să fac curățenie în cabina de probă, pentru că mereu las curățenie în urma mea. Am lucrat la haine, am lucrat la Bershka în trecut și știu cât este de neplăcut să se lase mizerie în cabinele de probă, așa că o să duc totul la fetele de la intrare și o să revin aici la cabina de probă cu o cămașă în altă culoare și cu o fustă într-o mărime mai mare și o să combin, o să fac așa o ținută și o să revin cu acea ținută atunci când o să mă îmbrac cu ea, ca să vedem exact verdictul final pentru ambele articole. Tot îmi ziceți mereu că fac cele mai reușite combinații vestimentare, dar asta nu este una dintre ele, pentru că cu toate că se potrivesc aceste culori din punct de vedere cromatic, mi se pare că albastrul ăsta închis se potrivește de minune cu această cămașă. Stilistic vorbind, este o varză, pentru că această fustă este cargo, având acest buzunar aici, cămașa asta este super elegantă. Cămașa care, în schimb, îmi place foarte mult, doar că nu știu cum aș putea să o port. Chiar nu știu cum aș putea să port, asta era una dintre ideile mele, să port cu o astfel de fustă, dar nu cred că se pupă, adică nu are absolut nicio treabă ținuta asta cu ce se întâmplă, bine, nu cu gegeurile, dar cu ce se întâmplă în partea cămășii, cu ce se întâmplă în partea fustei. Cred că asta este o cămașă care ar merge purtată exclusiv la un costum sau la ceva pantalon de costum sau la o fustă foarte elegantă, nu la ce aveam eu în cap să o port, așa că s-ar putea să rămână în magazin, din păcate, cu toate că mi se pare tare, tare drăguță, nu cred că o să o iau momentan, o să mai stau un micuț, o să mă mai gândesc, deci plec din Zara doar cu articolul acela, bluzica asta, gri, pe care am probat-o prima dată. Dragilor, nu plănuiam să ne auzim din mers, este următoarea zi, astăzi este marți și eu tocmai ce m-am întors de la birou, de asta mă vedeți un picuț roșie la față și mi-am luat și un fel de balsam de buze de la Nivea care parcă nu mă avantajează neapărat, dar aveam nevoie de ceva hidratant și n-am avut nimic la mine astăzi la birou, așa că mi l-am luat pe ăsta de la Nivea, dar nu mă dă pe spate, poate o să îl dau mamei mele când merg acasă în weekend, dar long story short, nu ne-am mai auzit ieri pentru că am ajuns destul de seară, destul de cu seară acasă și a ajuns și iubitul meu și ne-am uitat la America Express pentru că noi ne uităm online. Nu avem cablu și ne uităm, uite și pe miracol în spate, ne uităm online tot cu o zi în urmă. Suntem și ne uităm când vrem noi pe site-ul, blogul meu, cred că ne uităm și e super ok, așa că nici nu stăm să vedem toate reclamele de la TV și asta ne convine foarte mult. Oricum la TV n-am putea să-l vedem pentru că v-am zis că nu avem cablu. Dar da, asta a fost seara mea, nu am mai vorbit cu voi și nu v-am mai arătat nimic din ce mi-am cumpărat, dar astăzi m-am dus la birou și tocmai ce m-am întors de la birou, de aia sunt și roșie, după cum vă ziceam. Afară este foarte frig, dar eu trebuie să ies din nou și de asta mă vedeți îmbrăcată așa, pentru că am venit până acasă, că am vrut să las coletul de pe Kurtman și l-am și deschis cu ocazia asta. Eu am o colaborare de vreo 2 ani cu cei de la Kurtman și în fiecare lună primesc câte un voucher lunar și mi-aleg tot felul de chestii de pe site, dar să știți că vă recomand site-ul Kurtman pentru că au articole foarte accesibile de la branduri cunoscute, sunt un outlet online. Practic articolele sunt noi cu eticheta, doar că sunt de la colecțiile vechi ale brandurilor, ce nu s-a vândut teoretic, dar găsești lucruri foarte, foarte faine la ei pe site. Am și deschis comanda pentru că am vrut să văd cum este acest palton și această bluză pe care mi-am luat-o și de asta am și deschis camera astăzi, că nu plănuiam să fac lucrul acesta, dar trebuie să vă arăt ținuta asta așa încropită un picuț, dar vreau să vă arăt cum vin articolele astea și să vă arăt că avem un apus absolut minunat. Ia uitați cât
Este de frumos apusul astăzi, dar haideți să mergem în dormitor la oglindă. Ia uite și pe Mira aici. Ce faci, pui? Ești în soare? Ce-i aia, Mira? Ce-i aia, pui? Ce-i aia, mama? Ok, haideți să mergem... Să mergem să vă arăt ținuta mea și să vă arăt articolele de pe Kurtman. Stați așa. Bun, cu un picuț de dezastru în dulap acolo în colțul acela, dar fără frumos să-l ignorați. Asta este ceea ce mi-am ales de pe Kurtman luna aceasta și mi-am luat în primul rând acest palton, care este în imprimeul ăsta de picior de cocoș absolut superb. Într-adevăr, nu cred că se potrivește... Adică nu se potrivește deloc cu jeansii pe care i-am avut astăzi pe mine, dar nici că mă mai schimb de pantaloni, pentru că mă grăbesc destul de tare, că vreau să ajung și până la un Easy Box care este un picuț mai departe de mine, că mi-am luat ceva de la Sephora, dar despre asta o să vorbim mâine. Deci nu mă mai schimb de blugi, asta voiam să vă zic, nu se potrivește neapărat cu blugii ăștia, nu se potrivește de fapt paltonul neapărat cu blugii ăștia, dar este un palton superb, are acest imprimeu de cocoș absolut delicios, este așa galben cu alb, îmi place foarte mult, Mira se alintă aici la picioarele mele, dar haideți să încercăm să o colim fără să o călcăm și să ne apropiem un picuț să vă arăt și bluzica. Mi-am luat și o bluzică de pe Kurtman, cam asta mi-am luat eu de voucher. Mi-am luat această bluzică care este destul de scurtă din punctul meu de vedere, dar totuși I will make it work. Mi-a plăcut foarte mult că are acest decupaj aici în partea asta și să știți că pe dedesubt am un mai eu. Asta se vede că am avut astăzi la job o... un fel de cardigan pe mine și acest mai eu și nu l-am mai dat jos, că am zis să nu-mi fie fric, dar am probat articolele și am zis să rămân cu ele și să vi le arăt și vouă, că sunt tare, tare faine. Bluzica este de la firma JJXX, o firmă tare faină. Te mai las singură, Mira, încă să zicem vreo jumătate de oră până eu mă duc la Easy Box și toate cele, după aceea o să vin, o să fac curățenie în casă și noi ne auzim mâine, dar pentru voi în câteva secunde, că vreau să vă arăt mâine și ce am comandat de la Sephora și ce... mi-am luat ieri de la mall, deci da. Ceau, dragilor, și bine v-am regăsit în această zi de miercuri extrem de însorită și în care eu m-am trezit de dimineață și am fost foarte productivă. Am făcut un duș, am filmat 6 ținute pentru februarie în culori, am pregătit ținuta pentru a ieși la pozele pentru CCC, mâine trebuie să postez pentru CCC, am avut o grămadă de ședințe, de task-uri. Foarte productivă am fost până la ora asta, este ora 3 deja și... mă pregătesc să ies pentru că o să ajungă imediat și Emi. Să ieșim să facem niște poze pentru CCC, după cum vă ziceam, dar vreau să vă arăt restanțele mele și ce colete am ridicat în ultimul timp, pentru că n-am mai avut timp să stau să vorbesc cu voi, să mă pun așa jos și să vă arăt lucrurile pe care mi le-am luat. Coletul de la H&M, coletul de la About You, ce mi-am luat din mall. O să vreau să facem așa un micuț haul. Așa, încet, încet, cu toate lucrurile pe care vreau să vi le arăt și sunt câteva. Am o grămadă de chestii aici de la Zara, am fost ieri și la Pepco și am un palton tare fain de pe About You. Dar haideți că mă așez acum și poziționez cadrul ăsta un picuț mai ok, pentru că, da, vreau să facem chestia asta împreună. Cred că se vede bine așa, nici nu mai stau să mă chinui foarte mult pentru cadru, că mie îmi plac vlogurile astea, că sunt așa super naturale. Chiar dacă am primit câteva mesaje că vorbesc un picuț cam mult, o să încerc să reglez chestia asta. Eu sunt o fată care vorbește mult în mod normal, mai ales când explic lucruri și am impresia că am o audiență, adică pot să vorbesc cu cineva, că sunt mult interesate de lucrurile pe care le arăt eu. Îmi vine să explic și să dau așa toate detaliile, de asta poate mă lungesc un picuț cam mult și vorbesc cam mult, dar ăsta e felul meu de a fi și vreau să fiu naturală și să atrag lângă mine o comunitate care îmi seamănă și care nu este deranjată de aceste lucruri, așa că, ce să zic, dacă nu vă place că vorbesc mult, eu o să încerc să reglez un picuț, să mai... comprim în mai puține cuvinte ceea ce vreau să spun, dar nici nu vreau să-mi pierd originalitatea și autenticitatea, așa că, na, asta sunt eu. Și la fel și cu, da, am zis că vă menționez și de chestia asta, la fel și cu diminutivele, cu bluzică, cămășuță, fustiță, iar știu că poate suna un picuț cringe pentru unele persoane, dar eu când văd o fustă scurtă, îmi vine să-i spun fustiță, nu fustă, că e scurtă. La fel, când văd un crop top sau o bluză scurtă, îmi vine să-i spun bluziță, pentru că o văd mai mică decât o bluză normală. Ăsta de pe mine e un hanorac, o bluză în adevăratul sens al cuvântului, dar dacă mă uit la un crop top, îmi vine să-i spun bluziță.
Să-mi fie cu pardon acum dacă deranjează auditiv pe cineva lucrurile astea, dar din nou, încerc încet, încet să mă corectez și să mă tot îmbunătățesc pentru voi, dar nici nu vreau să fac lucrurile astea forțat și să îmi pierd autenticitate și personalitate doar ca să mulțumesc anumiți oameni care poate îmi lasă comentariile astea, dar în același timp vreau să iau în considerare feedback-ul vostru, care poate fi unul constructiv și vreau să-l iau ca pe un feedback constructiv, așa că am închis paranteza și haideți să vă arăt aici ce am lângă mine. Am fost, după cum am zis și ieri, să ridic un colet de la Sephora, am fost să ridic și luni două colete de la Fan Courier și unul dintre colete conținea acest palton superb din vinil pe care l-am comandat eu cu banii mei de pe About You. Este de la firma Vier Vier, o firmă foarte interesantă pe About You, foarte așa badass, la un preț foarte bun, la vreo 200 și ceva de lei, scump pentru unii, pentru mine a fost destul de ok, pentru că îmi doream un trench din ăsta din vinil, în culoarea asta de maro roșiatic de foarte mult timp. S-ar putea să fac, lăsați-mi în comentarii, dacă vreți să mai facem încă un haul cu ce mi-am cumpărat în ultima perioadă, oricum eu mă gândesc să fac un haul pe lună în care să vă arăt ce mi-am mai cumpărat, ce am mai primit și așa mai departe. Deci poate să includ paltonul ăsta și într-un haul, în cazul în care informația este repetitivă. De asta nu vreau să insist foarte mult, ca informația să nu fie repetitivă, dar este un trench absolut superb, este de pe About You și dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil nu știu dacă l-ați văzut sau o să-l vedeți în februarie în culori, în curând. Și când am ridicat acest trench, am mai ridicat un colet de la Fan Courier care conținea două bluze de la H&M. Două bluze basic, despre care vreau neapărat să vă vorbesc pentru că sunt un deal foarte bun. Le-am cumpărat la prețul de 35 de lei bucata și au un material genial. Este un material care simulează atât de frumos. Au un guler din ăsta pătrat, care arată foarte bine și sunt dublate aici în partea sânilor, deci n-au cum să fie transparente. Mi se par super, super faine pentru prețul de 35 de lei și îmi pare foarte rău că n-am cumpărat toate culorile disponibile, pentru că la momentul la care am pus eu comanda, mai erau pe site rozul ăsta, verdele ăsta, fistic pe care mi l-am luat, este un verde așa deschis, foarte, foarte plăcut și care se potrivește foarte bine cu maro din punctul meu de vedere, mai era un verde un picuț mai neon, ăla nu neapărat că îmi plăcea, dar aveau două nuanțe de bej și o nuanță de negru și îmi pare rău că n-am luat măcar una basic, basic, adică pe una beige aș fi pus ochii, dar acum nu mai este în stoc. O să tot urmăresc site-ul să văd că au dispărut foarte repede, având un preț foarte bun, dar o să vă las link-ul în baracul descrieri în cazul în care mai găsiți mărimea voastră. Eu am mărimea M și mi se pare că se așează absolut superb, le ador pur și simplu și am zis să vă menționez ca să le prindeți și voi. De la Zara am probat împreună și singurul lucru pe care mi l-am luat de la Zara a fost această bluză care mi s-a părut foarte interesantă din cauza faptului că are maieul ăsta pe deasupra, așa că am luat-o în mărimea M. A fost scumpă din punctul meu de vedere, dar am avut ceva vouchere de cumpărături, că am avut o colaborare cu Julius Town și am luat-o pe vouchere de cumpărături. Mi-a plăcut destul de mult, mi s-a părut interesantă și am zis că de ce nu. Dar atât este tot ceea ce am cumpărat de la Zara, pentru că nu m-am regăsit în nicio fustă din aia midi de blugi. Aș vrea totuși să îmi vină bine, dar nu știu dacă este neapărat stilul meu. Îmi place să văd pe alte, adică este stilul meu, dar nu știu dacă îmi vine bine. Ăsta e conflictul din capul meu. Lăsați-mi oricum, sper că mi-ați lăsat până acum în comentarii dacă este ok acea fustă sau să mai încerc alte lucruri. Mami a zis că e oribilă, deci na. Următorul lucru, următorul loc în care am fost, de fapt, este la Stradivarius, de unde am luat trei lucrușoare. Am luat bluza asta superbă. Este o bluză din plasă cu aceste strasuri, strasuri care se țin foarte bine. Evident, o să am extrem de multă grijă de ea și o să încerc să o spăl la mână, pentru că nu vreau deloc să îi cadă vreun ștras din ăsta, dar este absolut superbă. Este pur și simplu o bluză de plasă, are strasuri peste tot și arată foarte bine purtată atât cu sacouri, cât și pe dedesubt de tot felul de plovere, iar o văd foarte bine purtată, dar și pe dedesubt de cardigane și sau ea de sine stătătoare cu o bustieră pe dedesubt și pentru asta mi-am și luat o bustieră, pentru că am observat că tot port, de fapt două bustiere mi-am luat, am observat că tot port în ultima perioadă lucruri transparente și am nevoie de bustiere drăguțe pe dedesubt de lucrurile astea transparente, așa că mi-am luat această bustieră albă simplă. A, bluza asta a fost 100 de lei, această bustieră a fost 30 de lei de la colecția nouă și mai am aici un fel de sutien, un fel de braletă. Are și un picuț de întăritură, deci nu o să mai am nevoie de sutien când o s-o port. Este foarte faină. Am luat-o în mărimea L. Cred că o să-mi fie mare la spate sau mare la cupe. Nu știu, este ultima pe care am găsit-o și am luat-o la prețul de... Aici scrie 19 lei.
adică 20 de lei, dar n-a fost 20 de lei, a fost 10 lei și am zis că n-are cum să, n-am cum să o las în urmă. În cel mai rău caz, dacă mi este un picuț mare la cupe, nu mă deranjează pentru că o să se muleze cupele pe piept și nu o să fie neapărat atât de strâns, adică nu o să iasă nimic foarte, foarte mult și nici nu vreau să se întâmple lucrurile astea. Vreau să fiu un fel de braletă așa cât mai naturală și mai drăguță, cam așa arată ea. Eu în mod normal port un M la astfel de lucruri, deci s-ar putea ca aceasta să nu fie neapărat dramatic de mare, că nici nu pare foarte mare făcută. Asta a fost tot ce mi-am luat din mall și tot ce am strâns de la curier și așa mai departe luni. Și ieri m-am dus să ridic un colet de la Sephora, după cum vă ziceam. Am aici coletul, mi-am comandat de la Rare Beauty un blush. Am încercat în magazinul Sephora, să vedem cum se deschide cutia. Asta este prima comandă pe care mi-o pun pe Sephora. Și am încercat în magazinul Sephora din Julius Town, tot atunci când am fost să probez toate minunile astea, că nu știu de ce, luni am simțit că vreau să fac shopping. Și am zis să intru și până în Sephora să încerc un blush. Și am încercat un blush de la Rare Beauty în nuanța Bliss și m-am îndrăgostit pur și simplu, așa că l-am comandat de pe net, pentru că în magazin nu-l mai aveau. Și văd că mi-au trimis aici și multe mostre, așa că haideți să vedem împreună ce și cum. Am câteva mostre aici, încă o mostră, 3 mostre în total. Ok, dacă mă duc în magazin nu o să-mi dea niciodată mostre, dar mă bucur că online îmi dă mostre. O să trecem imediat și prin mostre, dar vreau să vă arăt blush-ul ăsta de la Rare Beauty. Așa se prezintă el, nuanța lui este Bliss, după cum v-am spus, și într-adevăr, blush-urile astea de la Rare Beauty merită toți banii din punctul meu de vedere, pentru că se blendesc atât de ușor și atât de frumos în ten și foarte, foarte flawless, adică eu am dat foarte puțin cu degetul, adică am pus de pe aplicatorul de pe tester, am pus așa între degete și am dat, ce-o miră, am dat un picuț așa pe pomeți și... Vrei pe pomeți? Și s-a blenduit foarte ușor, foarte effortless și aveam oricum pudră pe deasupra. Dar asta este nuanța pe care mi-am luat-o eu. Blush-ul vine într-un ambalaj așa tare, tare drăguț. Este și brandul Selena Gomez. Eu sunt nebunită după Selena Gomez, așa că da, este doar un bonus. Ah, ce... Aoleu, 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 aoleu. Da, ok, așa, bun. Vreau să vă fac un swatch, să vedeți și voi cât de frumoasă este nuanța. Nu o să mă dau acum pe față cu el, dar vreau doar să vă arăt cât de frumos se amestecă acest blush și cât este de pigmentat. Este într-un fel... Nici nu știu să vă zic exact ce textură are, dar este cel mai natural piersiciu pe care l-am văzut vreodată și în obraj arată foarte, foarte bine, cel puțin pentru subtonul meu de piele. Nu sunt genul de persoane care dă foarte mulți bani pe make-up. Ați văzut și clipul de pe Shein. Sunt foarte bune și acelea de pe Shein, doar că m-am îndrăgostit de această nuanță și am zis să îmi cumpăr acest blush. De nuanță și de faptul că se blenduiește și se amestecă, mire, încerc să se bage în pungi. Se amestecă foarte ușor și e absolut genial, așa că l-am luat. Prețul lui este de 118 lei, dar cred că te ajunge ani de zile, pentru că trebuie folosit foarte puțin. Și haideți să vedem mostrele pe care le-am primit aici. Avem o mostră de la YSL, All Hours Foundation. Ok, este un fond de ten din ăsta mat. Nu știu exact de la ce firmă este. S-ar putea să fie de la Honey Whip, s-ar putea să fie, nu știu, dar este o cremă de față. O să pun acolo în cutiuța mea cu mostre. Și mai avem o mostră de Yves Saint Laurent Black Opium. Nu sunt neapărat mare fană parfumuri, dar am auzit foarte multe lucruri bune despre Black Opium, așa că asta este mostra pe care am primit-o și e fain că este o mostră din asta cu fâs-fâs, adică nu este o mostră din aia în care de-abia te chinui să pui pe piele. Super, o să încerc, o să-l salvez pentru o ocazie importantă, că poate tot vine Valentine's Day, tot vine ziua iubitului meu. Valentine's Day este în 14 și ziua iubitului meu este în 15, așa că trebuie și să mă organizez să văd ce să iau cadou, pentru că nu am, adică am o idee, dar nu găsesc produsul respectiv. Da, asta este tot. Și am fost în Pepco, că m-am susut cu plăsuța asta de Pepco. Din Pepco mi-am luat, ce să vedeți, ghiciți ce-și poate lua Alisa din Pepco, umerașe, bineînțeles. Nu știu unde o să le mai pun, dar o să văd eu, o să văd eu, sigur o să le găsesc loc, că am organizare și mai am încă puțin spațiu în dulap, așa că ziseam câteva umerașe de rezervă. Ce aia, puiu?
Bună ziua, dragilor! Astăzi este vineri, 10 februarie și nu ne-am mai auzit de ceva timp, adică doar ieri. Nu cred că ne-am auzit, pentru că ieri a fost o zi super ocupată, am avut ședințe până la 7 seara, dacă vă vine să credeți. Dar totuși am reușit să plec câteva ore, adică o oră și jumătate, ca să îmi fac unghiile. Deci avem unghiuțe noi, unghii pentru Valentine's Day și mi le-am scurtat destul de mult. Nu sunt pentru Valentine's Day, dar am și postat pe Instagram în dimineața asta că perioada asta cu februarie mi se pare Crăciunul pentru mine, pentru că sunt îndrăgostită de imprimeul ăsta cu inimi, așa că este peste tot în momentul de față, toate magazinele faine, Reserved, Zara, Stradivarius, toată lumea are colecții din astea de Valentine's Day cu inimioare, așa că sunt în al nouălea cer, chiar mi-am comandat două articole, dar o să le salvez pentru un haul pe care cred că o să îl postez în curând, pentru că mi-am plănuit să postez 3 clipuri pe săptămână, acum nu știu dacă în perioada asta foarte aglomerată o să mai reușesc lucrurile astea, dar eu totuși o să încerc. Așa că aș vrea să vin în fața voastră cu un haul undeva pe săptămâna viitoare, cred, și o să vă arăt acolo și ce mi-a sosit astăzi, dar voiam să vă zic de unghii și de faptul că sunt îndrăgostită de imprimeul ăsta cu inimioare, așa că mi l-am pus și pe unghii. O bază simplă, rubber base de la Cupio, cred că a folosit Lore și na, inimioarele astea micuțe pe toate unghiile. Astăzi este ultima zi în care facem vlogul ăsta și este o zi în care și o să părăsim Timișoara, pentru că mergem până acasă. Emi trebuie să-și facă ceva revizie la mecanicul de la mine de acasă, la mașină, pentru că urmează ITP-ul și vrea să fie totul în regulă și numai bine profităm și de ocazie să mergem acasă de ziua lui mami. Ziua lui mami a fost în 25 ianuarie și n-am apucat să ajung acasă atunci, așa că mergem astăzi și i-am pregătit și un cadou pe care o să vreau să îl ambalez împreună cu voi un picuț mai târziu. I-am cumpărat ce își dorea de foarte mult timp și a tot încercat de pe tot felul de site-uri din astea sketchy să își cumpere o replică a acestui aparat, dar nu a găsit nimic să fie bun, toate se stricau după a doua, a treia folosire, așa că i-am luat eu un Foreo, își dorea de foarte mult timp și l-am găsit pe ăsta, Luna Mini 2. Ei nu-i trebuie cine știe ce tehnologie, pentru că eu am Foreo Luna acela mare, care este vreo 1000 și ceva de lei, dar sinceră să fiu, îl folosesc exact cum l-aș folosi pe ăsta. Singura diferență dintre ăsta, pe care îl am acum și vreau să-l fac cadou lui mami, și cel pe care l-am eu, este faptul că îl poți conecta pe acela la o aplicație pe telefon și are tot felul de masaje, dar nu-l folosesc niciodată pentru scopul ăsta, așa că unul din ăsta mi se pare mai mult decât suficient pentru a încerca experiența Foreo și pentru a te curăța cu un astfel de dispozitiv. Din de me l-am luat pentru că n-am mai avut timp să stau să pun comentarii și să aștept pe tot felul de site-uri. Într-adevăr, pe Look Fantastic, dacă aveți timp să așteptați, pe Look Fantastic este mai ieftin. Dar eu l-am luat din DM și trebuie să mai merg să-mi iau și Ultra Facial Cream și vreau să iau și o felicitare lui mami de ziua ei, așa că o să mergem la mall în curând. Am primit și un colețel, dar o să deschidem coletul când o să vin de afară, când o să vin de la mall și când o să împachetăm și cadoul lui mami așa pe sărite. Am primit un colet de la o colegă de breaslă, dacă pot să zic așa. O să vă arăt eu mai multe când ne așezăm jos și când ne întoarcem de la mall. Gata, am făcut și cumpărătura de la Kiehl's. Din păcate, cremuța este cu 20 de lei mai scumpă decât era în luna decembrie, când am cumpărat-o ultima dată, dar e ok, e singura cremă care îmi face bine, așa că acceptăm, domnule. Acum intrăm un pic și prin magazine să se uite Emi ce mai are la reduceri și după aceea mergem să luăm hârtie de cadouri. Am zis că intru pentru Emi în Bershka, dar mi-am luat și eu două chestii foarte interesante. Am prins o fustă redusă de la 400 de lei la 30 de lei. Nu mi-a venit să cred, așa că am luat-o. Vă arăt oricum acasă despre ce este vorba așa foarte pe scurt, pentru că așa să vă arăt și într-un haul separat, după cum am zis. Dar am făcut iar ceva cumpărături, dar să știți că mi-am luat două articole și am dat 50 de lei pe ele. Deci mega, mega deal-uri. Dacă sunteți prin mall, intrați prin magazine să verificați ce este la reduceri, că s-ar putea să găsiți comori. Eu am găsit două, așa că sunt tare bucuroasă. Revedem dintr-un setup un picuț diferit, că m-am tras un picuț mai lângă perete, pentru că e extrem de luminos apartamentul ăsta. E cel mai luminos apartament în care eu am stat vreodată. Adică nici n-am stat. Am stat în apartamentul meu de acasă, în cămin, și ăsta este primul apartament cu chirie în care ne-am mutat în Timișoara, dar e extrem de luminos. Am fost foarte norocoși din punctul ăsta de vedere. M-am așezat ca să vă arăt foarte, foarte pe repede înainte ce mi-am luat din mall și să vă arăt și ce am luat pentru ziua lui mami și poate să vă arăt exact cum am împachetat. Inițial am vrut să găsesc de fapt o hârtie de împachetat pentru acest
Oreo, dar n-am găsit hârtie de împachetat în Totoșanul, timp să merg prin Pepco și prin astea nu mai am, pentru că astăzi trebuie să plecăm, așa că am luat o punguliță de cadouri și o felicitare, o punguliță de cadouri așa pe gustul lui mami și am zis că nu mai împachetez, am luat ceva fundiță cu care o să legăm acest foreo, o să vă arăt eu rezultatul final probabil și am luat o felicitare. O felicitare care arată în felul ăsta, mi se pare foarte, foarte drăguță și o să-i scriu aici ceva personal, bineînțeles. Și haideți să vedem, să vă arăt de fapt ce am cumpărat din mall, că vă ziceam că am făcut niște deal-uri bune în Bershka. Am găsit acest plover redus la 40 de lei de la 160 de lei și mi se pare o frumusețe de plover, este tare grosuț, e foarte, foarte bun pentru perioada asta în care este soare, dar parcă este rece afară totuși. Îmblănit, tare fain, 40 de lei, eu zic că merită 100%, chiar arată foarte bine și este un basic, mai ales că este animal print și este în culoarea asta neutră de gri, cred că o să se potrivească cu multe chestii și deal-ul vieții pe care l-am făcut de la aceste reduceri, cred că ăsta e cel mai bun deal pe care l-am făcut de la reducerile astea de iarnă, este această fustă. V-am zis și în clipurile trecute că s-ar putea să fac un clip de try-on cu ce mi-am mai cumpărat eu în ultima perioadă, nu numai de la reduceri, dar și de la colecțiile noi, pentru că și astăzi mi-au ajuns două comenzi cu niște cercei și un body cu inimioare tare drăguț, dar o să fac probabil acel videoclip în curând și o să și probez articolele astea. Mira deja face cozonaci pe plover, locul face puiul meu cozonaci pe plover. Îi place, înseamnă că este approved. Înseamnă că are chiar un material bun. O să las acolo să facă cozonăcei liniștită și vreau să vă arăt fustița. Vă ziceam că o să fac probabil un haul în care o să le și probez pe mine. Dar cam așa arată această fustă. Este practic o bucată de material care are peste o bucată de plasă din asta foarte interesantă, într-un mov superb. Este o culoare absolut demențială și în soare, credeți-mă că se vede o nebunie. Acum s-a ars un picuț lumina care l-am pus acolo în soare, dar în viața reală se vede super, super fain. Este menită să cadă în felul ăsta și să fie purtată cu ciorapi sau cu, da, cu ciorapi pe dedesubt. Evident că are o despicătură care este pe tot piciorul în felul ăsta. Vedeți un material așa și plasă. Asta și prețul, că de asta am cumpărat-o, sinceră să fiu, nu că nu m-aș putut lipsi de așa ceva, dar pentru prețul de 30 de lei, mi se pare că n-aveam cum să o las în magazin, că pur și simplu n-aveam cum să o las acolo, redusă, ați văzut bine, scuze pentru telefon, de la 400 de lei, de la 400 de lei redusă la 30 de lei, mi se pare absolut nebunesc, așa că am luat-o. Am zis că sigur o să găsesc eu să fac ceva cu ea, o să mă duc, o să port de fapt cu ciorapi pe dedesubt, o să port cu tot felul de sacouri, poate mai lungi și cu ciorapi pe dedesubt, o să arate foarte, foarte bine, mai ales la primăvară sau dacă ies undeva la poze sau dacă ies undeva la o ieșire într-un club, o să fie super faină. Și ce mi-am mai luat? Ah, de la Kiehl's. Mi-am luat Ultra Facial Cream-ul, care v-am zis că s-a scumpit, cred. S-a făcut de la 155 de lei, 175 de lei. Dar ce să fac dacă asta este singura cremă care îmi face bine la ten și care îmi hidratează tenul? Mi-am luat o din asta de șervețele umede și asta din Oșan. Și de la Kiehl's am primit iar o grămadă de mostre, pentru că ți se dau foarte multe mostre când cumperi de la Kiehl's. Se întreabă fetele de acolo ce tip de ten ai și în funcție de asta ele îți dau câteva mostre. Am primit o cremă de față, un toner, un facial wash, am primit și ăsta, de care sunt foarte, foarte curioasă și pe care o să-l las afară, este un SPF. Începe din nou să răsară soarele și trebuie să folosim SPF-uri din nou, pentru că bătând soarele atât de tare, trebuie să folosim un SPF un picuț mai ridicat și ăsta este SPF 50 și vreau să văd dacă este ok, poate îl înlocuiește pe cel de la Synergy Therm, nu știu, poate fi și un picuț mai hidratant. Și ce am mai primit pe lângă asta este un super serum, ceva cu acid hialuronic, tare interesant și ăsta o să las și pe ăsta afară. Restul o să meargă în cutiuța mea cu mostre pentru călătorii. Ah, și tot lui mami, că s-a apucat cineva de sport acasă, i-am cumpărat și acest neopren. Din Oșan l-am cumpărat pe ăsta, sunt neoprene foarte faine, calitative la Oșan pentru niște prețuri mici din punctul meu de vedere, prețuri foarte bune, așa că o să împachetăm imediat sau o să împachetez eu off-camera și o să vă arăt doar rezultatul final. Și haideți acum să deschidem coletul pe care l-am primit de la, vă ziceam că am primit un colet de la o colegă de breaslă, dacă pot să zic așa, am primit un colet de la Adina Adam, dacă o urmăriți, dacă nu o
formulistul, o să vă las linkul în bara cu descriere sau puteți să scrieți așa pur și simplu pe YouTube Adina Adam și sigur o să vă dea. Ea, draga de ea, m-a contactat, mi-a scris pe Instagram și a văzut că nu am calendar, așa că a zis că este ea o drăguță și îmi trimite ea calendar. Și am tăiat un picuț aici în partea asta ca să pot să scot, dar uitați-vă ce drăguț a pus acest washi tape cu emoji, care e chiar super, super drăguț. Și haideți să vedem ce mi-a pus aici. Sper că nu a pus mai mult decât, da, deja văd că a pus mai mult decât trebuia, mai mult decât calendarul. Cam asta este ceea ce mi-a dat. Mulțumesc foarte mult, Adina, în cazul în care te uiți să rămână. Mulțumesc frumos! Noi ne-am și cunoscut personal când am fost eu la București la Digital Divas. Am stat acolo la Digital Divas cu ea, cu Diana, cu Andreea Pletoianu, cu Anca Mădălina, cu Sabina Rusescu. Am stat acolo și le-am cunoscut și pe fete, ăsta fiind și unul dintre principalele motive pentru care eu m-am dus la Digital Divas, să mă cunosc cu oamenii din online pe care îi urmăresc și care mă urmăresc și ei la rândul meu. Așa că haideți să vedem ce mi-a pus aici. E ceva pentru Mira! Ia uite, Mira, ce-ai primit! Hai să vezi! Hai să vezi, Mira! Mira? Haide, pui! Haide, nu fi timidă, Mira! Haide, haide! E timidă. Asta pot să vă spun, dar o să-și dea drumul și o să înceapă să se joace. Chiar am văzut în vlogul Adinei că a făcut chestiuțe din astea pentru pisici, un fel de DIY. Mi se pare tare drăguț, e foarte, foarte îndemânatică la partea asta de DIY. Ia uite că a venit cineva la... Opa! E? E? Da, este approved. Am primit și eu ceva, o pereche de cercei. Probabil știe că îmi plac foarte, foarte mult cercei, așa că mai și o pereche la colecție. Și mai sunt aici câteva chestii, doar că au căzut pe jos când mă întindeam după Mira. Calendarul pe care mi l-a promis. Ea a zis că s-a uitat la vlogurile mele și a observat că nu am calendar și că am tot menționat că nu am calendar și a zis că îmi trimite ea unul. Inițial n-am vrut să se deranjeze, dar după aceea am zis bine, dacă omul s-a oferit să-mi facă un cadou, este foarte bine primit, așa că mi-a trimis acest calendar care se numește 365 de zile pline de bucurie și mulțumire și este un calendar din ăsta de birou și îl dai în fiecare zi și are aici câte un citat pentru fiecare zi. Se pune în felul ăsta pe birou și haideți să dăm la citatul zilei de astăzi, care este 10 februarie. Am pierdut ceva din calendarul ăsta, dar o să îl frunzăresc eu probabil când am timp sau când sunt într-o ședință din aia plictisitoare la muncă. Haideți să vedem, deci 10 februarie, da? Da, 10 februarie îmi vine câteodată să plec undeva unde nu sună sonerii, nu răzbat fluierături, nu ticăie ceasuri, nici gonguri nu bat și unde în jurul meu domnește liniștea. Chiar mă duc astăzi acasă, deci se potrivește foarte bine că eu nu stau într-un oraș foarte mare, nu sunt deloc dintr-un oraș foarte mare, sunt din Brad, județul Hunedoara, care e un oraș destul de mic. Foarte fain, mulțumesc tare mult, Adina, și ce mai am aici în coletul pe care mi l-a trimis? S-a deranjat prea mult. Eu nu mă așteptam să-mi trimit atât de multe chestii. Avem o mască din astea șervețel pentru față, tare drăguț, mulțumesc mult de tot. Și mai avem, o avem pe Mira, practic, într-un coaster din ăsta. Dar seamănă foarte bine. Ia uite, Mira, ce semeni! Voi nu vedeți, dar eu o văd. Și este un din ăsta pe care se pune băutura. O să-mi pun aici suculețul ăsta, că am început să beau iar suculețe din astea din Lidl. Mi se par tare bune și mereu am nevoie oricum pe birou de chestii din astea, că nu vreau să se strice biroul, așa că este bine primit. Mulțumesc tare mult, Adina, ești o drăguță că te-ai gândit să faci atenția asta pentru mine și îți mulțumesc foarte, foarte mult și Mira îți mulțumește foarte mult pentru această jucărie, de care crede-mă că este foarte încântată. O să vezi tu în următoarele vloguri că este timidă, ți-am zis, și somnoroasă în momentul de față, că nu știu cum e, cum sunt pisicile voastre în general, dar a mea pe parcursul zilei este foarte, foarte liniștită și doarme și nu face aproape nimic și cum vine seara, cum se lasă seara și după amiaza, deja începe nebunia. Așa că, da, mulțumim tare mult, Adina, pentru acest colet drăguț și eu o să mă pun acum să ambalez cadoul pentru mami. Doamne, tu frumoasă! Da, tu vezi ce ochi verzi ai? Tu vezi ce ochi verzi ai în lumina asta? Tu vezi? Opa! Tu vezi, mama? Ochișorii tăi verzi în lumina asta. Minunata mea frumoasă, te iubesc! Te iubesc! Că te mănânc! Miroase? Miroase altă pisică? Miroase a pisică de capitală? Mm.
jucărie mică. Haideți că era să fac o prostie, să arunc acest plic înainte să-l verific în interior, dar bine că am făcut-o pentru că se ascundea și o scrisoare pe care Adina mi-a scris-o așa de mână. Mie îmi plac foarte mult scrisorile scrise de mână și de fiecare dată când trimit un colet, expediez un colet, chiar și coletele pe care le-am trimis în Vlogmas și coletele pe care le trimit pentru diferite premii pe Instagram, mereu includ o notiță de mână, că mi se pare foarte special în era asta digitală, când toată lumea scrie mesaje text și scrie pe WhatsApp și pe Instagram și așa mai departe, să fie ceva scris de mână. De asta i-am luat și mamei mele felicitarea asta pe care o să-i scriu eu ceva. Ia uite cine mă ajută pe mine să-i scriu scrisoarea lui mami. S-a pus aici cu totul pe felicitare. Și voiam să vă arăt și faptul că am un pix de la Pepco, care mi se pare tare, tare drăguț. Este așa în formă de pepene. Păcat că este cu gel. Aici îi compun eu poezia lui mami pe ciornă, că vreau să-i spun câteva cuvinte așa printr-o poezie. Dar Mira era prea drăguță să nu vă arăt. Da. Dragă Dia. Să zic, mulțumim, Adina. Am legat undița asta de mânerul ușii și e nebunită. Am încercat de nu știu câte ori să tot desfacă. Gata și cu scrisorica pentru mami. Aproape că mi-au dat lacrimile că am scris așa niște versuri, că am compus o poezie. Le-am scris așa din suflet și eu nu-i spun cuvinte din astea foarte mari, foarte des, că nu sunt genul de persoane care să spună neapărat cuvinte din astea mari în fiecare zi, adică le țin așa pentru ocazii speciale. Dar chiar i-am scris așa și am așternut pe hârtie tot ceea ce, bineînțeles, că înseamnă ea pentru mine. Nu vreau să mă emoționez din nou, dar da, o să punem aici felicitarea asta care e extrem de drăguță, dar care m-a încurcat totuși un pic când am scris că e așa pe rotund și o să o închid aici și ce am făcut cu acest foreu a fost pur și simplu să-i prind chestia asta aici, dar arată foarte rău, am încercat să deslipesc chestiile astea, alarmele astea, că v-am zis că l-am luat din DM, dar n-am reușit, așa că mă rog, oricum n-o să se uite mami la toate detaliile astea. O să bag în această pungă foreul și felicitarea, pungă care este un picuț cam mare, sinceră să fiu, dar mai bine mai mare decât prea mică, și acest neopren o să îi fac o fundiță și acestui neopren, cu toate că nu este neapărat un cadou de ziua ei, e un cadou așa de la mine pentru ea, că tot s-a apucat de fitness-ul ăsta acasă, dacă pot să zic așa, ar trebui să mă motiveze și pe mine lucrul ăsta, sinceră să fiu, dar oricum, o să mă apuc și eu de sală în curând, apropo. Da, ce o să fac? O să fie să îi fac pur și simplu o fundiță acestui neopren și asta este tot, ca să nu-l duc așa sec. Și asta a fost deci tot pentru clipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizualizare. Vă pup, vă îmbrățișez. Adina, îți mulțumesc pentru toate cadourile pe care ni le-ai făcut, atât mie cât și Mirei. Încheiem cu un mood foarte bun acest vlog, dar ne revedem data viitoare, cu un vlog viitor. Mira mănâncă aceste panglici, așa că o să închid mai repede și o să mă pun să pun toate lucrurile astea la o parte, să editez și să mergem acasă. Vă pup și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou vlog.